Guvernul a anunțat plata anticipată a pensiilor și a salariilor din instituțiile bugetare. Asta pentru ca oamenii să aibă bani de cumpărături înainte de sărbători. Cei care primesc banii pe carduri bancare pot scoate salariile în perioada 6-10 aprilie. Alocațiile, indemnizațiile și pensiile ce se primesc acasă vor da de lucru poștașilor, care trebuie să muncească suplimentar pentru a termina distribuirea banilor într-un timp mai scurt. Pentru că vor umbla cu sume mari de bani, poștașii au fost atenționați să fie foarte atenți. De asemenea, agenții Inspectoratului Județean de Poliție ne sfătuie să fim atenți în perioada care precede sărbători. Pascale. În contextul sărbătorilor pascale, care tocmai se apropie, polițiștii giurgiuveni vor fi prezenți în stradă, vor desfășura activități specifice, în special în zonele aglomerate, în zonele unde se desfășoară activități comerciale, în zonele unde sunt lăcașuri de cult sau în zonele unde se desfășoară activități culturale sau artistice. Polițiștii mai au în vedere și zonele unde se vehiculează sume mari de bani, respectiv piețele, băncile, casele de schimb valutar sau zona bancomatelor. Având în vedere faptul că în această perioadă lumea merge la cumpărături, lumea extrage sume de bani de la casele de schimb, de la bănci, desfășoară tot felul de activități în această perioadă. Cu această ocazie dorim să adresăm o serie de recomandări, atât în ceea ce privește înșelăciunile la care persoane pot cădea victimă, cât și furturile din buzunare sau furturile din locuințe. Măsurile Ministerului de Interne vizează atât aglomerările urbane, cât și localitățile din mediul rural.